I-am zis că are 16, bă băieți, are 24, s-a terminat! Salut bă șacalilor, ce faceți? Bineînțeles, după cum ați văzut și din titlu, ghicesc vârsta abonatelor 4, adică a 4-a oară la rând când o să mă fac de râs. Deci o să mă fac de râs pentru că știți prea bine că nu prea pot să estimez vârsta fetelor din ziua de azi. Una are 13, zic are 20, alta are 25, are 14, mă rog, chestii de genul, basic. Episoadele de genul le facem numai prin intermediul Instagramului, așa că dacă nu mă urmărești pe Instagram, @sniculeț acolo, dă-mi un follow pe Instagram, poate apar și tu un clipul viitor. Bineînțeles că domnișoarele nu o să-mi răspundă fix acum, așa că o să vedem la sfârșit cât am nimerit, pentru că asta e, nici ele nu simt, nici eu nu sunt simt, aia e. Alexandra, următoare, hai să vedem mare, mamă, să mă bată, a zis că e zeița Isis acolo la ochi cu de-astea, știi, să mor eu, dar mai că s-a terminat. Bă, dacă fac o dată așa, efectiv o să ghicesc cât are și o să zic că are undeva la 19 ani. Eu simt că are 19 ani. Fix acolo, bă, 19 ani, mă. O, stai că-mi și răspunde, stai așa că-mi și răspunde. 20, ok, ok. Are aparent 21, o să-i spun RIP, pentru că... Și o să ies din DM că nu e ok, nu e ok. Următoarea e Cătălina, dar în principale dăm pe mare poză, am înțeles, bun, ok, hai să o luăm ușor. În primul rând, în poze trebuie să uiți din prima la contrastele complementare. Avem vreun contrast complementar? Nu, avem doar o gamă de culori reci. Ce înseamnă asta? Că are undeva la 17 ani. Simplu, easy. Băgăm cu boom 17 ani, asta așa, gen ca vă învăț cum să faceți, vă învăț efectiv. Următoarea fată căreia nu o să-i ghicesc vârsta este Denisa, hai să vedem, mamă, roșu, poză, direct poză pe roșu, pe mare acolo, pe așa, mi este roșu ăla în față, pe bune. Deci având în vedere roșu ăsta puternic, care e o culoare foarte, foarte puternică, cu brățărica aia de acolo, negru, știi, roșu-negru, cu mare contrast, puternic, greu de tot, cu negru ăla de un pic, așa, o pată de culoare cu alb, așa, îi dau undeva la... 18, nici mai mult, nici mai puțin. Știi cum e la emisiunea, știi, cu amanetul aia, știi, cu așa amanetului. 18, nici mai mult, nici mai puțin, atâta pot. Bă, mi-e ofertă mai mică, nu pot, 18, atâta și maxim 70, dar mai jos nu pot să cobor. În următoarea pe listă, Simona, mi-a trimis două poze, sper ca în a doua să nu fie vârsta ei, că am încurcat-o, prima nici nu merge, două am înțeles să mor eu. După cum ați putut vedea, mare bag acolo la Instagram, din păcate nu i s-a trimis poza cu ea, după care s-a trimis aia în care mi-a zis câți ani are, dar totuși, mai Simona, dacă o să vezi asta, hai să pare că am încercat, o să zic un 21 și să-ți spun în semnul întrebării, știi? Oricum mă fac mare cruce aici că să mor dacă îi dădeam 27 de ani, maxim 22, dar 27 și nu mă gândeam, vere. Că stai așa, un pic, 27 de ani, păi stai așa o leacă, e 27 aproape de 30, 30 aproape de 35, deja ești 40, deja gata. Adică, băieți, dacă arăt eu la 20, așa, știi, pe la 27, păi cum o să fiu, bă, să mor, nici nu știu cum o să fiu. Dacă acum am 40 în braț, păi atunci cred că o să am 55 în braț, să mor. Poate să am și barbă, măcar barbă. Nu știu câți ați văzut voi, că acum am aflat că mi s-a oprit, de fapt, telefonul din înregistrat. Trebuie să beau o gură cu apă ca să nu mă enervez. Se mai întâmplă dificultăți tehnice. Ghicește vârsta. Având în vedere pozele, știi, și profilul, așa cum e făcută din profil, îi dau undeva la maxim 16 ani, nici mai mult, nici mai puțin, s-a terminat. Uneori în viață trebuie să fii dur, bă, trebuie să fii no-simp, știi ce? No-simp aici, asta facem. Chiar sunt foarte curios, bine, cred că o să filmez mai târziu că nu mai am baterii la cameră, poate când răspund și ele, să văd câte am ghicit până acum, bă. Bă, nu știu, bă, aș vrea peste 3, bă, că nu pot să-mi bat recordul, bă. Că dați-o în brânza măzii până la urmă. Hai, Roxana, următoarea, hai să vedem din poza asta, mamă, să mă bată, mamă, păi da, 24 ca popa, nici nu stau să mă gândesc, maxim. Bă, 24, bă, poate are, parcă bă, care 17. Haide! Lili, să vedem principal. Mamă, să mă bată, mamă, bă, mi-a făcut ședință foto aici. Mamă, s-a terminat, ești prost. Păi mi-a dat fata mea poze cu ea cât am eu pe tot Instagramul meu. S-a terminat, pe bune acum. Deci cât am eu un feed, mi-a dat aici. Păi ce să vă, s-a terminat, ești prost la cap. Poate vorbesc prostii, dar mi se pare mie sau seamănă cu Daniela Cruz. Pe bune, pe bune. Ce pot să spun din toate pozele astea e că mă bucur că face sport și are o dietă corespunzătoare. Mi-aș dori să am și o dietă bună, dar asta e măcar un cu sportul. Fără doar și poate, cred că o să-i dau undeva la 22 de ani. Dar dacă îmi spune că are 18, m-a spart. Că să mor eu, când vezi, tai fata, frate, și mă mai uit la mine așa, știi, gen, să mor eu dacă pare așa, eu nu-mi dau 20 de ani dacă mă uit așa. Păi nu pare că am 20 de ani, aici nimica, pe aici un pic, da, nu merge, nu-mi pare că am 20 de ani. Bianca, pentru video de mâine, nu știu dacă e ok poza, dar m-am gândit să-ți dau pe asta ca să fie mai complicat. Ce complicat, vere, că eu le ghicesc pe toate. Mă uit la poza asta, din primul rând alb-negru, asta înseamnă sub 19 ani. Mă mai uit așa, profil, asta înseamnă 18 ani. Mă mai uit cu copaci în spate, înseamnă 17 ani. Pe acolo, undeva maxim 17 ani pe acolo. E creierul, vulturul, artist. Stai, chill, știu. Ideea e că simt și eu, știi, gen, dacă mă uit în camera așa, știi, în obiectiv, simt aici, mi se sincronizat. Tot. Nu vă puneți cu mine, că știu care-i treaba. Știu care-i treaba. Pare puțin sau puțin mai mult egoist că țin să mă afirm așa de mult că sunt artist, dar cu ochii ăștia de vulturi nu pot. Nu pot, efectiv nu pot. Miruna, dă-i principale și dă-i mare poze. Aici am înțeles, ok, mare roz așa și cu negru am înțeles. E ok, bun, e ok. Ideea e că rozul te coboară și negru te ridică, știi? Adică mă uit așa, aici parcă așa, lumina peretele care nu așa, gen un background care nu-mi inspiră foarte multe. Poză făcută de jos, stat cu mâinile pe picioare așa, după care mâna la așa, cu un pic, uite, se vede fotograful care, ia uite ce freză are băiatul meu aici, ia uite-l, bă, e ok, zici că e un tufiș. Haide! Îi dă Mirunei undeva la 16 ani, nu știu, nu pot, adică poate are un pic mai mult, sper să nu-mi trântească acum un 11 ani, că știi cum e, mă duc să deschid ușa, băieți! Da, doamne ferește, că mă iau ăștia pe YouTube, nu-i bine, nu-i bine. Larisa și cred că ultima de pe listă, că trebuie să aștept să-mi răspundă celelalte fete. Am înțeles, mare poză negru pe un scaun, mare poză alb-negru care iară mă distrug asta alb-negru. Aceste griuri lasă loc de exprimare, știi că e incert ce se întâmplă, nu știu, nu pot să dau mai mult de 18 ani aici, maxim, nu pot, mă înțelegeți? Așa că Larisa rămâne pe 18 ani și nu mă mai faceți poze în alb și negru. Începem, cred că de la Alexandra, i-am dat 19, are 21, rip, una jos, nu se poate, 0. Următoarea, Cătălina, a zis că are 17, n-a răspuns. Bravo, Cătălina, mersi mult, oricum n-ai mai mult de 17 ani, cred. Deci eu i-am zis că are 20 și are 24, terminam, mă. Deci n-ai cum, mă, dar n-ai cum. La alea care îl dau prea mult, dau prea puțin, bă, 0 până acum. Următoarea, Denise, i-am dat 18 și am zis, da, prima persoană care îmi dă 18. S-a terminat, vere, 18 a înghicit. Doamne, avem una până acum și nu s-a întâmplat ca în video trecut să zic 20 și să aibă 11 ani, ura! Sau invers, să aibă 12 ani și eu să zic 32, știi cum s-a întâmplat. Următoarea a fost Alexia, am zis că are 16 ani și am zis că am fost pe aproape și are 17. Ok, rip, ok, rip, una. Roxane, am zis că are 24, are 20. S-a terminat, veri. Deci la cealaltă am zis că are 20, are 24 și la cealaltă am zis 24, are 20. Deci nu, bă, nu. În concluzie, mai bine eu rămân pe sportul meu, că cu fetele nu merge, băieți. Eu pe treaba mea, treaba lor, nu o simt, eu văd de treaba aia, dar nu. O să-i spunem rip SNIK, că n-a ghicit SNIK. Simona, care am văzut că are 27, dar ne-am scris 21, mi-a zis că i-am scris o poză 27. Na, ce să facem? Ce să facem? Unde rămăsesem? Bibi, am zis că are 17 ani, s-a terminat, are 15 ani. Eu v-am zis că asta cu alb-negru numai... V-am zis, bă, că cei alb-negru nu-i sub peste 18 ani. Bă, v-am zis! I-am zis că are 17 ani, are 15. S-a terminat. I-am zis că are 16, bă, băieți, are 19. S-a terminat. Îi scriem un rip, eu v-am zis că în poza cu rozul poate are 16, în aia cu negru are 19. Dar ce să fac? Ochiul meu de vulturi, deci până am ghicit una, e bine. Ioane, i-am zis că are 15, are 17. Rip, bă, băieți, rip. Larisa, i-am zis că are 18, are 15. FBI, mă duc să deschid ușa. Râi, pă, da, așa cu chef, băieții mei, să mor eu. Are buletin, are. E bine că are buletin, deși pare că are 3 buletine schimbate, dar e bine că are buletin. Mi-a răspuns și Cătălina, am zis că are 17, are 22 de ani, e clar. Mama a pălit verdele, cu verdele mi-a dat direct în ochi, n-am mai ghicit, n-am mai știu nimic. Da, bă, băieți, ce să vă zic, bă, arunc telefon, s-a terminat, bă. De asta, bă, băieți, v-am zis că eu văd mai bine de treaba mea. Episodul numărul 4, cât am ghicit, una, atâta. N-am cuvinte, sper să nu mi se închidă camera, dacă mi se închide și nu terminau, trebuie să știți că s-a închis. Sunt curios dacă ar face o fată youtuberița asta cu ghicesc vârsta abonaților, știi, și la băieți, știi, dacă ar ghici cum am, sau ar da o bară cum am făcut eu. Na. Asta e, no simp November, no simp December, toate astea, dar îmi cer scuze pentru fetele cărora le-am zis că au cu 17 ani mai puțin. Zic și eu. Nu uitați să mă urmăriți pe Instagram la Sniculeț. Dacă vă vreți să mai facem chestii de genul, să lăsați și un like la videoclip. Dacă ești fată și ți-am greșit vârsta și arăți rugagiu, tu te rog să nu mă bată. Haide! Beți apă multă, faceți sport mult și râdeți cât mai mult. Eu v-am pupat! Pa, bă!